frumoase, culture bogată și mii de ori. Cu pace în suflet, tradiții de diavol, cu multă speranță, un trai bun să avem. Strămoșii cu Ștefan cel Mare ne roagă, țara cu cinste s-o ridicăm. Strămoșii cu Ștefan cel Mare ne roagă, țara cu cinste. Plin de idei și fapte mărețe, iubirea de țară trăiește în noi. Credința de neam în sânge trăiește, pace vrem între noi, nu război. Veniva din ceruri o rază divină, mândri și ribe vom respira, iar pace să aducă un veac de lumină, curați și puternici vom prospera, iar pace să ducă un hac de lumină, curați și puternici vom prospera. Noi suntem poporul, noi suntem eroi, patria ne cheamă, forma de glas, să zburăm spre casă, cum se întorc poporul, pace. A fost autor al proiectului
reformate coaliției Republicii Moldova și a tras investiții la Uniunea Europeană în sumă de 57 de milioane de euro. Mulțumesc mult! Катастрофа гуманитары и типу контрабанды по урану у 235, которые се транспортат спре Униуния Европеана. А креат и премьера программу Динкулистской полиции петро а реформа коректы а тени регенерации действия активитатя полиции ши институции статутовы. Acest proiect de succes a contribuit la identificare tinerilor, potențial candidaților pentru angajarea, activitatea calitatea de spectru în către Interpol. Pentru a instrui echipele de investigare din Italia, Slovenia, Ucraina, Georgia, Armenia și alte state. Bravo, domnule! A fost comandantul operațiunii antiteror din Republica Moldova, în colaborare cu inspecțiile omologi din Franța și Polonia. În timpul protestelor de Republica Moldova, în perioada când Gheorghe Cărcăriuc conducea Poliția Națională, nu a fost devastată nicio instituție publică și nu s-a permis nicio pierdere cu vieții comuniști. În premiera pentru Republica Moldova, implementând serviciul de loc, realizând între Poliția Națională și cetățenii. Gheorghe Cărcăriuc a devenit cavaler al Ordinului Dinții Patriei la vârsta de doar 25 de ani, fiind cel mai tânăr ofițer din Ministerul Afacerilor Interne, decorat cu președintele Republicii Moldova pe atunci, Vladimir Voronin. Reacție obștească bunicii dușurii, după modelul preluat din Italia, care acum are peste 1800 bunici voluntari activi în toată Moldova. A creat sistemul național securitatea de vicinitate, cu peste 35.000 voluntari activi în toată Moldova. A implementat proiectul copil școlarizat, copil protejat, care a redus cu 40% criminalitatea în țara noastră. 1900 de copii au fost încălțați, îmbrăcați, hrăniți și școlarizați. Gheorghe Cărcăriuc deține statutul de expert internațional Interpol. A fost desemnat de Guvernul Republicii Moldova în calitate de membru al Comisiei Unificație de control de reglementare a conflictului Hristăstean. Organizat 5 caravane de binefacere pentru bătrâni și persoane cu nevoi speciale. A implementat ce ar contribui la deschiderea oficială a biroului de consiliere psihologice și psihiatrice din cadrul inspectoratului de poliție. Un proiect reușit, un proiect foarte reușit, care a ridicat consolidabilă eficiența și calitatea muncii colaboratorii de poliție. Mulțumesc, domnul președinte. Atent la trecerea de beton, care a salvat sute de persoane. A elaborat și a coordonat compania națională o jucărie pentru zâmbetul copilului. Această idee a fost a dumnealui, a avut drept scop de a aduce un zâmbet pe chipurile copilor afectați emoțional în urma producerii unui accident cărtier, infracțiuni sau în cazurile de violență. A implementat și a promovat proiectul Oamenii de Succes Expert. Acest proiect a contribuit la cunoașterea mai bună a personalităților notorii din Moldova, care prin propunerea de exemplu experimentului. Pe parcursul celor aproape 20 de ani, de activitate în securitate Ministerului Afacerilor Interne, a dat dovadă de multe ori de curaj și profesionalism.
nu o singură dată, în situație de risc major, a expus pericolul propria viață pentru a salva vieții altor oameni. Noi suntem mândri că la Partidul Pace ne conduce așa personalitate. Și vreau să-l îndic cu programul său de scurt, că noi am văzut astăzi și în primul ieșa a domiciliu de acum, pe domnul Gheorghe Cătălin. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Locuitorii în satului Filozova, dar și oastezi, din localitățile vecine. Eu sunt Gheorghe Cărcăluț, sunt președintele și fondatorul Partidului Politic Pace. Vă mulțumesc că ați lăsat de parte grijile, nevoile și toate alte preocupări pe care ați avut și ați venit astăzi să comunicăm. Am decis să vin în fața dumneavoastră ca să ne cunoaștem deschis, în prima sursă. Să-l cunoașteți pe Gheorghe Cărcăluț, cu omul, nu cel din televizor care încearcă cineva să arate altfel, din internet sau din altă parte. Dar așa cum sunt eu, de fapt. Un băiat simplu pe la țară, născut în satul Micăuț, Raimonu Strășeni, sunt strășenianul de-al vostru. O persoană care, de mic, știu care sunt problemele cu care m-am confruntat și eu și familia mea în fiecare zi în satul de Baștere și care se confruntă probabil și astăzi oamenii din Lozova, din Raimonu Strășeni, dar și din multe alte localități ale Republicii Moldova. Am venit ca să discutăm într-un dialog deschis și știți că pentru mine întrebările incomode nu există. Întrebați-mă orice. Vreau ca, în urma ședinței și comunicării de astăzi care să le, dumneavoastră să ieșiți cu proprie impresie. Nu ce are impusă de cineva care are televiziune, de un an care plătesc foarte mulți bani pentru a face pe cineva rege sau pe cineva de a face praf. Doar că au un interes anume de a polemic cineva sau de a ridica pe cineva. Vreau ca voi să vă creați propria impresie discutând cu omul Gheorghe Cărcăluț, dar nu cel care este etichetat în continuu sau altul. În același timp vreau să vă prezint programul Partidului Politic Pace, echipa de oameni profesioniști și viziunile noastre clare cu planul pentru țară. Cum vom face ordine în țară și cum vom construi acasă Europa. Vreau să vă spun că noi avem cea mai profesionistă echipă din toate echipele care au fost de fapt sau au existat și cel mai important lucru, nimeni din echipa Partidului Politic Pace niciodată nu a fost în Parlament sau în Guvern. Fiecare din noi. Suntem oameni cu un serviciu activ, și timp ne-am implicat în politică, fiindcă considerăm că e experiența bogată pe care o avem pe parcursul activității profesionale de până la această etapă, ne permite și vom putea să implementăm cele mai bune legi și hotărâri de guvern și mecanisme în instituțiile statului pentru a construi acasă Europa, pentru a face un trai decent pentru oamenii noștri, pentru a ține aici, acasă, floarea națiunii, să nu merge la muncă peste putare, în căutarea unui trai mai mult.